La școala de arte din orașul Chelveni își cultivă talentul artistic sute de copii din oraș și din localitățile alăturate. Pe parcursul anilor, de pe băncile ei au ieșit mii de absolvenți, printre care și numeroase celebrități. Tinerii muzicieni, instrumentiști și vocaliști, pictori, actori sau dansatori sunt îndrumați de profesori iubitori și înalt calificați, participând și obținând victorii la concursurile naționale și internaționale. Eu nu îmi imaginez nici o zi fără muzică, iar aici, la școala de arte, am mulți prieteni și profesori dragi, dar mi-ar plăcea să avem și condiții mai bune și clădirea să arate mai frumos. Spațiul în care este situată școala de arte necesită de mulți ani reparații majore. Suntem foarte recunoscători primăriei orașului Ialoveni, cu ajutorul căreia se va efectua termoizolarea clădirii și dotarea cu cazangerie autonomă. Dar pentru schimbarea geamurilor, administrația nu dispune de surse financiare. De aici vine intenția școlii de arte de a colecta banii necesari. Peste 4 ani în această școală și mi-ar plăcea să fie mai frumoasă și mai înnoită. Mie îmi place să pictez și abia aștept să se termine lecțiile de la liceu ca să ajung la școala de arte. Este de datoria noastră, ca instituția în care sute de copii, zi de zi, studiază frumosul, să aibă condiții favorabile și un aspect estetic corespunzător.